Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 2 ianuarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea celui între sfinți, părintele nostru Silvestru, papă al Romei. Sfântul Silvestru s-a născut în Roma cea veche și a fost crescut de mic în credința creștină, învățând carte și purtări bune de la preotul Quirin. Ajungând în vârstă, și-a arătat dragostea către Dumnezeu și către aproapele prin ajutorarea și apărarea celor prigoniți pentru credință. Pentru faptele lui alese și pentru viața lui îmbunătățită, după moartea lui Miltiade, a fost hirotonit episcop al Romei vechi cu învoirea tuturor. Păstoria lui s-a arătat pilduitoare, a dat rânduieli bune bisericii și preoților și a apărat dumnezeirea Mântuitorului împotriva hulitorilor, dovedindu-le din Scriptură că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, născut din fecioară, cum au grăit prorocii. La adânci bătrâneți, episcopul Silvestru a trecut la Domnul în anul 335. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului simțitului mucenic Taghen. Acesta a fost episcop în cetatea Parium din Helespont, silit fiind de tribunul Zilichinție să intre în oaste, s-a împodrivit. Pentru aceasta a fost legat de 4 stâlpi și bătut cu toiege,
apoi din porunca lui Liciniu a fost înnecat în mare după ce întorsese la Hristos pe unii corăbieri și ostași. Creștinii au scos trupul din apă și l-au îngropat la poarta cetății, iar sfintele lui moaște au săvârșit vindecări și minuni. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților Teopempt și Teodota, maica sfinților celor fără de arginți, care în pace s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Marcu cel surd, care în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului mucenic Vasile din Ancira. Acest sfânt mucenic Vasile din cetatea Ancirei a pătimit pe vremea nelegiuitului împărat Iulian între anii 361-363. Pentru credința lui creștină a fost prins și dus înaintea dregătorului Tarnilie, în fața căruia a mărturisit cu multă îndrăzneală pe Hristos. De aceea a fost legat și bătut fără milă, apoi adus la Constantinopol, unde iarăși a fost bătut atât de tare că i-au ieșit mâinile și umerii din încheieturi. După aceea, i s-au tăiat curele din pielea lui și a fost străpuns cu fiare înroșite. Răbdând vitejește aceste chinuri, a primit ajutorul lui Dumnezeu, căci fiind aruncat într-un cuptor încins, a fost păzit nevătămat pentru credința sa. După aceea a fost dus în Cezarea și osândit de dregătorul de acolo să se lupte în circ cu fiarele. Dar sfântul, rugându-se, a fost lovit de o leoaică și așa și-a dat duhul primind cununa muceniciei. Sfintele lui moaște au fost păstrate cu grijă de rude și de prieteni, înfășurate în giulgiu, cu miresme și îngropate în loc însemnat, unde mai târziu au zidit biserică în numele acelui sfânt. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului Serghie, care s-a săvârșit fiind tăiat cu sabia, tot într-o această zi, pomenirea sfântului Teopist, care s-a săvârșit fiind lovit cu pietre, pomenirea cuviosului părintelui nostru Cosma, arhiepiscopul Constantinopolului, făcătorul de minuni, îngropat în sfânta mănăstire Hora, tot într-o această zi, pomenirea noului mucenic Zorz Gheorghiul din Militina, care mărturisind pe Hristos a fost sugrumat în anul 1770. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.